Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sud. Astăzi vă vom prezenta activitatea secției de judo a liceului cu program sportiv pe trache Trișcu, CSM Craiova și CS Universitatea Craiova. Vom discuta cu antrenorul Mihai Voinea, dar și cu două dintre sportive, despre activitatea acestei secții, dar și despre rezultatele de la cel mai recent concurs, campionatul național. Domnule Mihai Voinea, o să începem discuția vorbind despre cel mai recent concurs la care a participat sportivii craioveni, campionatul național de la Cluj. Ce rezultate a obținut? Cu câți v-ați prezentat acolo? Da, weekendul trecut s-au desfășurat la Cluj-Napoca campionatul național de seniori. Ne-am prezentat cu 12 sportivi. Rezultatele: Văcaru Floriana la plus 78 de kilograme, obținând medalia de argint. Aici vreau să menționez faptul că Văcaru Floriana este încă junioară, nici măcar ultimul an de juniorat. Este și în 2018 la juniori, rezultatul fiind cu atât mai notabil la seniori, pentru că la seniori înseamnă peste 22 de ani. Doană, Amalia Doană, la categoria 48 de kilograme, medalie de bronz. Cele două sportive sunt legitimate la CS Universitatea Craiova. Am mai avut un loc 3 obținut de Renghia Georgiana, antrenor Nicola Adrian, la categoria plus 78 de kilograme. Am mai avut locuri 7, am avut locuri 9. Mă așteptam la 3 medalii, obiectivul așa mi l-am propus, prin prisma rezultatelor din anii precedenți, când Amalia Doană, Băcaru Floriana s-au clasat sus la campionatele senioare și Râciu Cleonia. Ea a obținut locul 5, din păcate, locul 7, din păcate, pentru că nu s-a refăcut, după o accidentare, nu s-a refăcut complet. Dar ne punem speranță în ea la următoarele competiții. Ea este favorită pentru europene. Competiția s-a desfășurat la Cluj, acolo unde este centrul olimpic de pregătire. Cât de grea a fost concurența cu sportivii care se pregătesc acolo centralizat, mai mult la fete, mă refer? Da, într-adevăr, contează foarte mult. Acolo este o școală de judo foarte importantă, sunt profesioniști, în sensul că fac două antrenamente pe zi, fac și carte, merg la liceu, cei care sunt la liceu, cei care sunt la facultate, dar cu toate acestea fac două antrenamente pe zi. Contează foarte mult acest lucru. Antrenamente în condiții în care au condiții foarte bune, au stagii foarte multe în Poiana Brașov, au ieșiri foarte multe, cupe europene, asta se cunoaște foarte mult. Cupe europene și cu rezultate notabile. Chiar de curând o sportivă descoperită de dumneavoastră la Craiova, Monica Ungureanu, urca pe podium la un astfel de Grand Prix. Düsseldorf. La Düsseldorf. Da, într-adevăr, ne-am întâlnit cu ea acolo, ne-a spus că este cu sufletul la noi, la Craiova, i-a rămas aici și este cu pumnii strânși pentru noi. Noi, de asemenea, am spus că îi dorim succes. Cu siguranță va recidiva, în sensul că medalia de anul trecut de la europene o să demonstreze că nu a fost o surpriză, medalia ei obținută la campionatul european de senioare, și a promis că la europene de anul acesta va obține din nou o medalie. Competiția de la Cluj a fost prima după schimbarea conducerii Federației Române de Judo. Ce a fost nou, ce a adus nou această schimbare? Sunt într-adevăr noutăți. Faptul că s-au inclus niște premieri pentru sportivi și chiar pentru antrenori. Important e pentru sportivi. Sunt foarte... 20 de milioane a fost premiat aurul de la campionatul național de seniori. 20 de milioane. 2000 de lei vechi. 1000 de lei medalia de argint și 500 de lei medalia de bronz. E un stimulent, sportivul ce mai obține de la club, se mișcă, se vede ceva. Vorbeam de performanță, acum aș vrea să mutăm discuția, pentru că tot era vorba de federație, despre acel proiect în care dumneavoastră ați participat cu inițierea în judo pentru cei mai micuți dintre elevi. Pentru al doilea an l-ați dezvoltat la Craiova? Da, veți continua? Da. Sigur că se va, încă proiectul se va încheia la vară.
A fost foarte benefic pentru toată lumea. Pentru că eu, dacă am obținut un salariu, a fost bine, am putut să ajut câțiva copii talentați de jos pe care i-am dus la campionatele balcanice, i-am dus la turnee în afară, pe câțiva dintre ei în Italia, am fost în Macedonia, gratis le-am plătit eu din acei bani, am pus puțin umărul și în sala aceasta, am dezvoltat puțin și am îmbunătățit condițiile, în sensul că am cumpărat un dezumificator, ne-am implicat și se văd condițiile față de anii precedenți, dar și rezultatele. Aici vreau să menționez că în 2016 am avut numai la liceul Cluj Sportiv 37 de medalii. Iar la Under 14, la sub 14 ani, am fost locul întâi în România. Felicitări! Este ceva, mulțumim! Practic, în ce a constat acel proiect? Deci au fost trei școli. Din Craiovița? Două din Craiovița și în Brazdă am avut colegiul Ștefan Velovan. Două antrenamente pe săptămână, după masa. Copiii cum terminau orele, mergeau acasă, mâncau și reveneau la școală pentru a face judo educativ, ca să spun așa. Au fost foarte încântați, a fost în mod gratuit, au primit kimonouri gratis. Au fost foarte, foarte marcați și părinții, drept urmare că de anul trecut, din cei care au practicat anul trecut, au rămas peste 70, 80, 100 de copii activi care vin la antrenament și vin chiar aici. Deci din Brazdă, din Craiovița. În Craiovița am avut școlile 30 și 32. Avem deplasări pe care anul trecut am făcut, am plătit trei finale pe țară, am mers pe banii mei. Balcaniadele, la fel am fost pe banii mei, pe banii Federației Internaționale de Judo, pentru că banii care i-am primit din salariul ăla, am cheltuit ceva bani din salariul acela și până la urmă, deci, am spus, se întorc banii tot spre copii și e în beneficiu copiilor. Decât să stea în fața blocului să joace țurca, eu zic că e bine să vină și să facă într-un cadru organizat mișcare, să îi disciplinăm, să-i temperăm. Înainte activați în Craiovița Nouă, într-o sală în care condițiile nu erau tocmai bune, acolo se mai desfășoară antrenamente? În Craiovița este o sală puțin improprie, ca să spun așa. Nu prea, eu nu mai am nicio tangență momentan cu sala din Craiovița. Mi-aș dori să fac antrenamente acolo cu o grupă de începători, pentru că, după cum am mai spus-o, am mai repetat, Craiovița este un oraș, efectiv un oraș, aproape 100.000 de locuitori și merită copiii de acolo să beneficieze de o sală în care efectiv să vină să, mai ales gândiți-vă pe timpul de iarnă sau pe timp ploios, copiii nu pot să meargă afară să se joace. Ori ei fiind energici, venind într-o sală și făcând într-un cadru organizat mișcare, eu zic că ar fi benefic. Tocmai de asta m-am încăpățânat să rămân ani de zile acolo, pentru că n-am vrut să-i deplasez din Craiovița tocmai aici sau departe de casa lor, pentru a le fi totuși mai ușor să poată să vină la antrenamente, să poată să ajungă înapoi acasă, să spele, să se îngrijească. Domnule Voina, văd acolo pe perete un interviu al domnului Bercean, care spune că judoul craiovean merită o medalie olimpică. Pe când să ne așteptăm la o participare din nou a unui sportiv din Craiova la Jocurile Olimpice și să visăm, să putem visa la această medalie? Eu pentru asta... Sportiv legitimat la Craiova. Eu pentru asta m-am apucat de judo. Țelul meu, totdeauna mi-am propus obiective mărețe, îndrăznețe, caracterizându-mă, exact așa le spun și la copiii mei, dacă suntem olteni și suntem ambițioși, pentru că oltenii sunt foarte ambițioși și trebuie să ne caracterizeze acest fapt. N-am renunțat la ideea de a avea o sportivă la Olimpiadă și sunt sigur că o să avem. Sunteți un antrenor dornic de performanță, aveți foarte mulți sportivi în grupe. Chiar v-au spus unele persoane să vă concentrați pe seniori pentru a obține rezultate la cel mai înalt nivel.
Totuși, dumneavoastră, vă bateți și doriți ca la fiecare categorie să vă întoarceți cu multe medalii de la campionat național. Cât de greu e să lucrați cu atât de mulți sportivi? Este foarte greu pentru că, vă dați seama, începând de la under 12, sub 12 ani, copii care au 11 ani, care, și până la seniori, deci toate categoriile de vârstă, este foarte greu. Sunt mulți copii, specializarea se face prin individualizare. Vă dați seama că trebuie lucrat la un moment dat cu, și separat cu copilul, ori fiind mulți, de asta am spus și mi-am propus printre obiective să cresc pe lângă mine câțiva antrenori, să vină puternic din spate și să pună umărul la această căruță foarte grea pe care să o tragem împreună și să facem ceva pentru copii și pentru orașul, și nu numai pentru orașul Craiova, pentru România. Vorbim de actuale elevi ai dumneavoastră, unii dintre ei sunt studenți la Facultatea de Educație Fizică. Cum li se pare acest nou statut de antrenor? Au înclinație spre așa ceva? Deja activează. Vreau să spun că multe din antrenamente, părți din antrenamente le încredințez lor. Spre exemplu, încălzirea să o conducă ei și chiar teme din lecție. Sunt în spatele lor, îi corectez. Merg foarte bine, am încredere în ei. Sunt copii foarte isteți, bursieri, copii care vorbesc limba engleză. Eu sunt sigur că o să mă depășească, pentru că sunt, aici vreau să menționez pe Amalia Doană, care a mers foarte bine cu facultatea, a obținut bursă în fiecare an și este voluntară. O văd foarte dornică, este pricepută, a făcut din plăcere în primul rând și automat are ce să transmită copiilor. Adrian Nicola deja este antrenor Adrian la CSM. Nicola, CSM. Bălan Augustin, Dragotescu Eusebiu este la facultatea de sport. Vin copii din spate, am la liceu, am sportiv în clasa 12 și am înțeles de la ei că vor să dea tot la facultatea de sport. Văcaru Floriana, sunt mai mulți, Gușe Robert, sunt mai mulți care vor să... Asta nu face decât să fie benefic pentru judoul craiovean și chiar judoul românesc. Pentru că venind din spate copii tineri și deștepți, eu zic că poate să ducă un plus judoului nostru și nu numai. I-am îndrumat să meargă și la școala de, și la arbitri, au dat examen, au devenit arbitri, Văcaru Floriana, Ciurezu Andreea, deja au arbitrat la o competiție, la un turneu internațional. Eu zic că suntem pe un drum bun. Îmi doresc ca pe viitor să organizăm și noi la Craiova o competiție majoră. Dincolo de campionatul balcanic care l-am avut. Da. Ne mai trebuiesc saltele. O să mă zbat să mai obțin niște saltele și echipament. Eu zic că o să fie bine. Noi de 3 ani de zile n-am mai avut un cantonament. Este foarte greu. Adică pentru mine, dacă m-ați întrebat, sunt mulțumit de cele 2 medalii. Nu sunt, pe de-o parte, nu sunt mulțumit pentru că se putea obține 3, poate chiar 4 medalii. Mă așteptam și la un băiat, deci și la Luciu Cleunia să obține medalii și chiar la un băiat, Dragotescu sau Pasăre, să obține o medalie, deci să venim vreo cu 3, chiar 4 medalii la acest campionat național de seniori, chiar dacă ei sunt mai mici de vârstă, puțin. Dar eu, prin caracterul meu de om ambițios și oltean, cum mă prezint, și am spus că tind totdeauna mai sus, acum vreau să spun și partea cealaltă, având în vedere faptul că n-am avut cantonament, până la urmă este bine că am obținut aceste două rezultate, două medalii la campionatul național de seniori. Trebuie să ne gândim că sunt școli cu tradiție, sunt peste 300 de antrenori în țară, este un sport olimpic, este destul de greu. Stau de vorbă cu colegii, cu antrenori și credeți-mă, au competiții, au cantonamente, au stagii, fără așa ceva este greu. Noi ne-am pregătit pe unde am putut și noi, deci pe terenul de fotbal, în curtea școlii, aici. Vă prindeau bine acele cantonamente la Herculane. Una este pregătirea la altitudine, se știe foarte bine că efectiv se încarcă bateriile și pleci cu alt suflu, cu altă încredere în tine în competiție și alte când pregătirea, inclusiv moralul, gândiți-vă ce înseamnă să fie pregătire 10 zile efectivă
și alta e să... Dar astea sunt condițiile, noi nu dăm vina și nu căutăm scuze subiective, că a fost, că nu a fost, de asta n-am luat, de asta am... Nu, noi avem încredere și mergem în... suntem ambițioși. V-ați extins area de selecție și în județe, în comunele din Dol sau sunt destui la Craiova? Nu, avem o colaborare cu domnul director, profesor de sport, Văduva Cristian. A fost director și profesor de sport la școala din Galicia, Galicia Mare. Actualmente este director și profesor de sport la liceul din Băilești. Avem o colaborare de câțiva ani buni cu dânsul, în sensul că cei mai buni sportivi din grupa dânsului vin spre noi. Cazul Renghia Georgiana, spre exemplu, locul 5 la seniori acum, ea are 16 ani. Faptul că merge și câștigă meci la seniori e un lucru foarte important. Dacă la 16 ani participă, totul e să fie serioasă în continuare și să și muncitoare, iar rezultatele sunt sigur că vor fi deosebite. Sunt surorile Balica, care sunt multiple medaliate, tot la fel, provin din Galicia Mare. Anul ăsta ne dorim să le aducem, părinții vor să le dea la Craiova, să vină să facă liceul la Craiova, să continue cu sportul. Care ar fi următoarele concursuri din această primăvară? Deci, săptămâna aceasta avem finala de U16 la Cisnădie, următoarea săptămână avem finala de U21 la Severin, la sfârșitul lunii martie finala de tineret, tot la Severin. Cam săptămânal avem competiții. Alături de mine este Amalia Doană, sportivă legitimată la CS Universitatea Craiova, care a cucerit medalia de bronz la competiția de la Cluj. Amalia, ești mulțumită de rezultatul obținut acolo? Întotdeauna este loc și de mai bine. În acest an mă așteptam să fac cel puțin o finală, dar am căzut nu prea bine pe serie. Am căzut cu Alexandra Pop, o vicecampioană mondială, o sportivă care se antrenează la lotul național. Experiența ei și-a spus cuvântul și în cap de serie m-am învins. Și apoi m-am dus în recalificări pentru locul 3. Asta vreau să te întreb, cât de grele sunt disputele acolo pe saltea cu fetele de la lot? Într-adevăr, este foarte greu, dar nimic nu este imposibil. Întotdeauna am fost foarte ambițioasă și mi-am dorit să înving. Și în anii precedenți chiar am învins sportive ce se antrenau la lotul național. Asta vreau să punctez, că ești o sportivă constantă ca și rezultate. Mereu reușești să urci pe podium la competiții, chiar dacă nu e vorba de aur, întotdeauna. Întotdeauna eu zic că mi-am făcut datoria, cu excepția anului trecut în care am fost accidentată, am lipsit de la campionatele naționale, am participat doar la campionatele universitare, unde acolo m-am clasat pe prima treaptă. Fiind accidentată, nu atât de recuperată foarte bine. A câta medalie este pentru tine la senior și în total, dacă mai ții minte și rur? Este a doua medalie. Cum am spus mai devreme, anul trecut nu am participat, se putea să fie și a treia medalie. Numărul la medalii naționale, știu că sunt de 6 ori campioană națională, cred că este a 8-a medalie. Iar la competiții internaționale? La competiții internaționale, anul acesta am participat în Italia, unde am obținut la fel medalia de bronz. Și în anii precedenți, când eram cadetă, când eram junior, am mai participat la turnee internaționale și la cupe europene, unde m-am clasat pe poziții mai jos. Vorbeai de universitare, înainte discutam cu domnul antrenor Mihai Voinea, spunea că ești una dintre sportivele căreia vrea să-i predea ștafeta în antrenorat. Chiar te ocupi de pregătirea celor mici, cum este? Îmi doresc din suflet să ajung ca domnul profesor. Chiar mi-am dorit să ajung mult mai bine decât dânsul, să schimb, să fac o schimbare în judoul craiovean. Și dânsul ne îndeamnă să venim cu noutăți, să ne documentăm, să fie totul cât mai bine, să fie totul modern. Cum este acest nou rol, să le dai tu indicații sportivilor, nu să primești de la antrenor?
Oarecum este ceva diferit. Știu să le dau indicații, eu încă practicând sportul, știu unde să accentuez, știu unde să las mai jos și este frumos. De câți ani practici acest sport? De 13 ani. Totul a început printr-o simplă curiozitate, eram mai zburdarnică, nu stăteam la locul meu, părinții mei vreau să mă ducă la dans, la balet, dar nu, la grădiniță. Eram mai dintr-o parte în alta, mă băteam cu băieții și îmi doream să mă duc la un sport de contact. Și între timp, domn profesor a venit la noi în școală, ne-a spus despre judo, s-a făcut o demonstrație și m-a încântat foarte mult ideea. Și singură, de mică, m-am dus la acest sport. Într-adevăr, părinții m-au susținut, au fost alături de mine, dar, cum am mai spus, de început a fost o simplă curiozitate și apoi pe parcursul anilor a început să-mi placă și chiar nu mă mai vedeam făcând alt sport. Cât de multă muncă este în spatele acestor rezultate? Antrenamente târziu, seara? Da, eu acum pentru acest campionat m-am antrenat foarte mult. Am făcut chiar 2 antrenamente pe zi. Este într-adevăr foarte greu, dar cu anii devine o obișnuință și o depășești. Dar totuși nu poți să lupți din amintiri. Nu, nu. Trebuie să-ți menții... Pe fiecare an trebuie să crești, pentru că și celelalte sportive tot la fel se antrenează și tu trebuie să ții ritmul și să fii mai sus ca ele. Pe lângă faptul că te ocupi și de pregătirea sportivilor alături de antrenori, spunea domnul Voina că te-ai implicat și în voluntariat. De unde ai atâta timp la dispoziție? Toată lumea se întreabă asta. Tu mai ai timp de tine. Ca să vedeți, eu dacă asta... să nu am activitate, ar fi ceva rău pentru mine. În permanență, de dimineața până seara, sunt într-o continuă mișcare. Spuneai că părinții și-ar fi dorit să mergi către balet, totuși, în acel puțin timp liber pe care îl ai, cochetezi și cu modelingul. Da, oarecum este o pasiune. E ceva în timpul liber, mă mai destind, mai uit de grijile care le-am la antrenament, de grijile de la facultate. Este o pasiune. De mai bine de un deceniu de când practici judo, ai avut și satisfacții materiale, totuși da. Se poate să trăiești din acest sport, ești senior acum? Da, într-adevăr, sunt până la ora actuală sunt foarte mulțumită de tot ce am primit pe merit. Întotdeauna domn profesor a dorit să ne dea mult mai mult, dar și noi trebuia la rândul nostru să arătăm mult mai mult. Nu am niciun reproș în privința aceasta și, într-adevăr, Clubul Universitatea ne sprijină foarte mult și cu echipamente și cu indemnizații, ne plătește competițiile, premieri, totul este... Ești un exemplu pentru colegii tăi mai mici, kimonoul tău s-a transmis din generații în generații, copiii au acel kimono cu doană pe spate. Da, da. De atâtea ori își fac poze la concurs și mi le trimis și îmi zic că sper să le poarte noroc, să-mi calce pe urme, să fie și ei tot acolo sus. De ce crezi că antrenorul a performat în ultima perioadă mai mult cu fete? Vin mai mult fetele spre judo sau sunt mai... Să știți că și eu merg pe mâna lui domn profesor și eu, la rândul meu, sunt atrasă mai mult de fetițe. Este altceva, într-adevăr. Judo la băieți este foarte greu. Dar nu că nu am face față. Am avut și rezultate la băieți foarte, foarte mari. Dar totul este mai frumos când lucrezi cu fetițe, este altceva. Combinăm și mișcarea de dans cu mișcarea din judo, se descurcă mult mai bine. Băieții care practică fotbalul și-ar dori odată în viață să-l aibă adversar pe Cristiano Ronaldo, pe Messi, tu ca judoca, ce adversară ți-ai dori să ai, dacă ar fi posibil să ajungi până la o competiție importantă? Adversar... Și eu acum îmi doream la acest campionat, auzisem că colega noastră, Monica Ungureanu, o să vrea să se lupte și chiar vreau să fac un meci cu ea, chiar dacă eram învinsă pentru că experiența ei este mult mai mare, dar vreau totuși să fiu acolo pe podium lângă ea. Era o satisfacție pentru mine. Care este următoarea competiție la care vei merge? Avem Cupa României, tot la fel este un concurs în țară, se premiază pe podium, este o experiență cât de cât bună, apoi urmează campionatul universitar, unde acolo vreau să rămân tot pe aceeași treaptă. Este o medalie importantă și la campionatul național universitar, te ajută foarte mult la facultate, profesorii de la universitate sunt alături de tine și ești altfel privită când te implici la facultate și mai aduci și rezultate.
În cele ce urmează vorbim cu Floriana Văcaru, sportivă de la CS Universitatea, care a obținut cel mai bun rezultat pentru Craiova la acest campionat național, medalie de argint. Floriana, cum a fost acest concurs pentru tine? Acest concurs pentru mine a fost unul puțin greu, să zic așa, deoarece m-am bătut cu sportive mult mai mari decât mine, care au experiență mai multă decât mine, dar am reușit să înving și să ajung în finală. Contează, se simte acolo diferența de vârstă, spunea Alexandra Angel de la lupte că pe ea nu interesează neapărat vârsta adversarei. Așa este, nu contează foarte mult vârsta adversarei. Ele au experiență mai multă decât noi și asta ne-ar pune pe noi în dificultate, pentru că ele știu unele metode, să zic așa, care ar putea să ne împiedice pe noi, dar nu este ceva foarte, foarte diferit între noi. Tu ești junior, ai luat medalie de argint, este un rezultat mai bun decât bun. Este prima mea medalie la seniori. Este una dintre cele mai importante medalii la naționale obținute de mine. Sunt încă junioară, iar mai am mulți ani până să ajung la seniori. O medalie recompensată de data aceasta și cu bani. Da, la acest concurs au fost premii pe podium. Am fost foarte bucuroasă. Se putea și mai mult, puteam să iau aurul, dar asta este. Nu m-am concentrat destul de mult. La ce categorie ai fost? Am intrat la categoria plus 78. Am avut cele mai puține kilograme la această categorie. Dar nu a fost o problemă pentru mine. Asta vreau să te întreb, dacă atunci când mergeți la înscrieri sau cu o săptămână înainte de competiție, puteți să vă mutați de pe categorii știind despre adversare, dacă va participa cea mai bună da, sau... Da, da, da. Noi în mare parte știm cine ar fi pe fiecare categorie. Înainte de acest campionat am vorbit cu domnul profesor despre ce categorie voi face ca să pot să mă clasez pe cea mai bună treaptă a podiumului. Am hotărât împreună să fac categoria aceasta și a fost o decizie foarte bună, pentru că am reușit să obțin o medalie cât mai strălucitoare. După argint, acum la seniori, te aștepți la un titlu național la junior, categoria ta? Da, peste două săptămâni este finala de junior la Severin, unde voi face tot categoria plus 78 de kilograme. Iar acolo îmi propun să fac finala și să obțin chiar aurul. O să te întreb și pe tine la fel, ca și pe Amalia, câta medalie este pentru tine? Per total, la naționale, ar fi cam al 7-a medalie. O, felicitări! Mulțumesc! Unde le ții? Le țin acasă, am o bibliotecă unde îmi țin toate diplomele, toate medaliile. Acolo, la mine, unde vin prieteni și văd toate rezultatele mele. Familia te însoțește la competițiile care nu sunt în Craiova. Știu că în Craiova a fost campionatul Balcanic și cu toții ați beneficiat de susținerea apropiaților. Da, da, da. La fiecare concurs, părinții mei au fost alături de mine, m-au susținut și le mulțumesc pentru că mereu au avut încredere în mine, chiar dacă au fost concursuri puternice, cu adversare chiar mai mari decât mine ca vârstă, ei m-au susținut și la foarte multe dintre concursuri am reușit să obțin câte o medalie. Amalia este la facultate, tu ești încă la liceu. Ce alte activități mai ai, în afară de antrenamente și școală? În afară de antrenamente și școală, nu prea am timp să fac alte lucruri, deoarece anul acesta sunt clasa 12-a, am bacalaureatul. Mă axez mult pe școală și antrenamente, deocamdată. Te vei îndrepta tot spre Facultatea de Educație Fizică și o viitoare carieră, da, profesor sau antrenor? Da, da, da. După terminarea clasei a 12-a, o să dau la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova și după terminarea facultății vreau să ajung cum este Amalia, să mă fac antrenoare cu ajutorul domnului antrenor, care este alături de noi și care ne va susține tot ceea ce vrem noi să facem.
Sunteți un antrenor care face multă risipă de energie, stați mult în sala de antrenament. Ce vă face să continuați această luptă pentru supremație în România? Spuneați că alte cluburi au condiții mult mai bune. Mi-a plăcut foarte mult acest sport. Mama m-a sprijinit foarte mult să fac judo. Eram un copil foarte energic și sportul m-a temperat și sunt dator oarecum sportului care m-a educat, m-a format și vreau să transmit mai departe și celorlalți copiii care vin spre judo să-i pot ajuta oarecum. Sunt într-adevăr foarte activ, merg și n-a fost an să nu particip la cursul de perfecționare. Le spun copiilor că dacă aș ști judo, nu aș mai merge la cursul de perfecționare. În fiecare an sunt schimbări, în fiecare an particip și în fiecare an și la fiecare antrenament caut să vin cu noutăți, să-i ridic efectiv pe copii și să le transmit această, cum să vă spun, ei trebuie să ajungă și să înțeleagă că numai prin, dacă în permanență cauți să te dezvolți, să crești, să-ți crești nivelul, numai așa vei progresa. Fără sacrificii nu există, nu există performanță. Emisiunea din săptămâna aceasta a ajuns la final. Vă dau întâlnire marțea viitoare la repriza de Sud. Numai bine!